Chiar dacă aveți cardul de sănătate activat, asta nu înseamnă că nu mai aveți nevoie de un bilet de trimitere la un specialist sau de o rețetă medicală atunci când vă prezentați la farmacie. Atunci când doriți un serviciu medical, este nevoie să prezentați atât cardul de sănătate cât și alte acte medicale. Cartul de sănătate nu conține date medicale, este doar o cheie de identificare pentru intrarea în sistemul informatic. Este un altă în plus, dar servește asiguratorului, pentru un mai bun control al cheltuielilor, nu medicului sau asiguratului, ne conținând date medicale, ci doar date de identificare, nu se poate substitui unui act sau document medical, a declarat Sandra Alexiu, președintele asociației medicilor de familie București. Cartul de sănătate trebuie folosit pentru consultații și proceduri în cabinetul de reabilitare medicală, pentru procedurile de acupunctură acordate în bază de tratament și se face în fiecare zi de tratament, în fiecare zi în care se acordă servicii de acupunctură din cadrul curei de tratament. Cardul Național de Sănătate va fi obligatoriu la internarea și externarea din spital pentru accesarea serviciilor medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă, cu excepția următoarelor situații: la internare în spital în cazul urgențelor medico-chirurgicale la externare din spital pentru cazurile transferate la un alt spital, la internare ca și caz transferat, la externare pentru situațiile de deces. Cardul Național de Sănătate va fi obligatoriu pentru servicii prevăzute în pachetul de bază din Ambulatoriul de Specialitate de Medicină Dentară, servicii de îngrijiri medicale la domiciliu sau paliative, analize de laborator de contate de Casa de Asigurări de Sănătate, efectuarea de investigații de microbiologie și examene de urină. De asemenea, veți avea nevoie de card ca să puteți accesa investigații de radiologie, imagistică medicală, explorări funcționale și medicină nucleară.